Părintele al nostru, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Teoptist, care a trecut la ale veșnice în ziua de 30 iulie anul ăsta. După Sfânta Liturghie am făcut și slujbă de pomenire, oricum se cheamă Parastas, pentru așezarea sufletului preafericitului părințelui nostru Teoptist în loc luminat, în loc cu vergeață, în loc de ogină, înseamnă așezarea sufletului lui în loc unde sunt sfânți. Liturghia astăzi am început-o la 9 ceasuri și nu e obișnuit de noi. Că la noi întotdeauna liturghia începe la 8 ceasuri. Dar pentru ce am făcut asta? Pentru că când va fi sfârșitul liturghiei și când vom începe slujba de parastaz, de pomenire preafericitului Părinte Teoptist, să se întâmple că să fie tot într-o vreme când la București, în Catedrala Patriarhală, unde se află trupul adormitului într-o fericire Patriarhul Teoptist, va începe slujba înmormântării. Că în momentul ăla și în șase ăla, Dumnezeu să primească pe cum primește glasurile și din România, și din București, și din pe tot pământ, să primească și glasul rugăciunii noastre românilor din Valea Cimocului. M-am gândit ieri, fiindcă este slujba înmormântării, și fiindcă este astăzi la noi aici în biserică la Malanița slujba pomenirii adormitului Părinte Patriarh Teoptist, să mă îmbrac în alte veșminte, în alte țoale de slujbă, să nu fie baș albe. Am gândit să le iau pe une mai închis așa, vânăce. Dar tot prin cap mi-a trecut gând, cred că gând trimis de la Dumnezeu să slujesc între ăștia ale albe. Pentru că veșmințile ăștia, țoalele ăștia de slujbă și le-am primit din mâinile preafericitului patriarh al nostru Teoptist. Preafericitul patriarh Teoptist s-a născut în ziua de 7 februarie în anul 1915. Înseamnă că în februarie anul ăsta el a împlinit 92 de ani. Mulți se gândesc, a fost un bătrân. Dar eu, care l-am cunoscut, pe lângă aia și a fost el bătrân, nimeni nu i-ar da că are atâți ani. Anul trecut l-am văzut mai la urmă, în 14 octombrie, când eram la București, la o întâlnire, și când am ieșit, să spun și eu vreo vorbă acolo, el a fost atâta de blând, atâta de părințesc, atâta s-a arătat ca un părinte la toți,
Ge, înainte de am vrut să spun și am ghingit și și-am spus acolo, eu am simțit în sufletul meu că El știe și mi-a șicit gândurile. Pe cum și la urmă și-am văzut. Preafericitul Părinte Teoctist era un om care a putut să simtă și să-l vadă pe om după aia cum el arată, cum merge, cum vorbește, să simtă ce ai vrut să spuni, să-ți înțeleagă înainte de a-i spune ceva. Preafericitul Părinte Patriarh, când a împlinit 14 ani, s-a dus la mănăstire. Și de la 14 ani a pornit să trăiască o viață, viață călugărească, care este mult grea. A trăit viața lui, cinereața lui, în perioada când biserica a fost numită în România. Dar iar în cinereața lui, după câțiva ani, a venit și a venit în România și biserica era mai de închisă. A fost interzisă, oricum zicem aici, ca să mă înțelegeți, zăbrănită. N-a mai cucezat lumea, călugării, a fost scoși din mănăstiri. A fost închiși, a fost bătuți, a fost năcăjiți, mulți a fost și omorâți pentru aia, că a crezut în Dumnezeu și că a fost preoți și călugări. Perioada aia a mai lungă din viața Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, ca călugăr și la urmă ca ierarh, a fost baș în perioada aia a mai grea. Vrunii pot să spună, a greșit el aia și aia, ori aia a trebuit să facă mai așa și mai așa. Ușor le este și ușor ne este nouă acum să spunem în vremea asta, când pot să spun și evrei și nimeni nu ce oprește. Dar în vremea aia ai putut numai greșit să ce uiți și să nu mai fii pe fața pământului. Spun, mai lungă perioadă din viața lui, el a trăit într-un regim care a fost după aia și a făcut trimis geala rău care a fost împotriva bisericii și împotriva Domnului Iisus Hristos și Dumnezeului. Dar din anul 90 încoa l-a învrednișit Dumnezeu pe Preafericitul Părinte al nostru Teoctist să fie și să aibă o perioadă nu nici scurtă, dar perioada de aproape 17 ani să trăiască viața, cum se cuvine la un patriarh, să fie respectat și priznăit din partea statului, din partea drăjăvii și măcar la bătrâneața lui a așteptat să vadă aia pentru ce s-a luptat și s-a borit toată vremea când era Biserica lui Dumnezeu zăbrănită în părțile alea. În anii mai în urmă încoa, când noi am început să facem biserica asta noastră, nu mulți ne-au făcut probleme. Mulți, unii au vrut să o spargă, unii au spus așa, unii au spus așa. Și în zicea astăzi sunt aia. Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, întotdeauna cum era el așa, când vorbea mai înșet, mai diplomatic, a știut cum să facă și ce pașă să tragă că să ne ajute și că biserica noastră să funcționeze. Unul dintre ai mai la urmă documenturi pe care l-a semnat, l-a podpisit Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, este un document unde el pe noi și pe biserica noastră ne apără și spune, se roagă de frații noștri din Biserica Ortodoxă Sârbă să ne lasă să slujim aici în limba noastră în care ne-am făcut și să ne rugăm la Dumnezeu așa cum știm noi. Ce să mai spun? Cu vorbile de pe pământ nu se poate mult. Spune, dar pot să mai spun.
Rugați-vă și pomeniți-L în gândurile voastre când vă aduceți aminte pe Preafericitul Părinte Patriarh, că a fost un om mare, că mulțumim Lui, avem și destule cărți aici în biserică, cum am spus, și țoalele de slujbă, crucile și tot ce ne trebuie, că de bună voia Lui, El a băgat în seamă cererea noastră și ne-a trimis aia. Dumnezeu să-L odinească, să-L așeze în locul Sfânților, să audă rugăciunea noastră românilor din Valea Cimocului, că printre toate glasurile și printre toate lăcrimi și rugăciuni să se audă și a noastră ca o rugăciune puternică, că noi aici suntem la un început să ne întoarcem, aia și am avut 170, aproape 200 de ani în urmă. Suntem aproape să ne întoarcem la aia, că nu numai aici la Mălanița, numai și în alte sace unde lumea vrea și care vrea, noi nu spunem că toți a ăia care vor să se roage în limba lor, în limba mumii, în limba care a învățat-o înainte de a pleca la școală. Voi să fiți sănătoși, să dea Dumnezeu să ne adunăm la mulți ani la slujbă în biserica asta și între alte biserici. Dumnezeu pe Preafericitul să-L odinească și să-L treacă în rândul și în locul unde sunt toți Sfânții Părinții ai noștri, să le povestească prin ce noi trecem astăzi, că să se roage și ei pe lumea alaltă la Dumnezeu pentru noi să ne ajute. Dumnezeu să-L odinească și să-L odinească. Dumnezeu să-L odinească. Veniți acum toți să luați nafură, la urmă o să luați fiecare câte din colivă, din grâu și o să bem câte vreun soc, câte vreo apă pentru iertarea sufletului Preafericitului Patriarh. Pot să vă spun că acum cât am auzit de asneață când am plecat, am slobățit la televizie că Patriarhul, al mai mare Patriarh Ortodox între noi, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu va sluji la slujba mormântării Preafericitului, va veni din biserica bulgărească, va veni din biserica catolică, a venit aseară, când m-am auzit cu vladica nostru, a venit și o delegație de la frații noștri din biserica ortodoxă sârbă, o să vină din toate bisericile ruși, gârși, din toate bisericile de pe pământ. Cred că până acum a ajuns acolo. Aici alaltă spuseră că și Papa al Romei a făcut o delegație specială care o să vină și cred că a venit acolo. Că Preafericitul Părinte Patriarh a fost unul care a fost de aia, iar să fim toți într-una, să nu mai ne despărțim, să nu mai avem voi sunteți aia, noi suntem aia, numai toți să fim pe drumul Domnului Iisus Hristos. Ia spune la moșul să mi-i dragă odată, cât am mai lung, numai rângul al mare. Să bată rângul unul care știe dacă el nu e așa. Pe al mare, numai pe al mare.